O aspirină pentru doi, de Marica Beligan. Dramatizare radiofonică de Ion Gheorghe Arcudeanu, după romanul cu același titlu. Ah, bună dimineața, Marte! Gata cu măturat un birou? Gata, gata. Văd că ai încercat să faci un pic de curățenie. Vai, dar ai uitat să ștești praful pe mesele de lucru. Numai decât... Las că scop eu pe mătufu. Da, ia, priviți fereastra. Te-ai întrecut pe tine. Balconul casei din față se vede la fel de bine ca printr-un binoclu de amiral. E, dar jaluzelele de la dormitorul lui sunt tot închise. E limpede că tânărul medic mai doarme. Nu e o crimă să dormi dimineața mai mult când muncești seara până târziu. Îi aud, vin și ceilalți, li se aud pași. Eu am plecat, pa, Marte, pa, vin la prânz. Cât mi-aș dori ca blestematele alea de jaluzele mereu închise să se deschidă măcar o dată înainte de venirea lor. Da, uite, se deschid. Doctorul e în pijama, are ochii umflați de somn. M-a văzut, mă salută. Vine să urc. Bună dimineața, Marteia! Ia spune, drăguțul tău de medic a apucat să te salute frumoasă, ești bucuroasă? Bucuria e un ospăț rar în lumea asta, Remo. Și fiecare se înfruptă după plăcerea și după foamea lui. Dragă Monic, Marteia n-are practic nicio plăcere, foamea ei e alta. O foame pe care o pot potoli mulțumită unui simplu salariu chiar prăpădit, superbă, Elie. Vedeți, vedeți, nu foamea dezmoșteniților spirituali, ci acelor dezmoșteniți fizic-o preocupă. Cruci vulgar, tip clasic de gigolo. Asta e de la Geraldine, citire. O preferam vouă, ea impunea secretariatului seriozitatea de care e nevoie. Îmi pare rău, ghinionul tău. Secretara direcției Geraldine s-a măritat și a plecat. Și bineînțeles, postul ei a rămas vacant. Iar domnul Frasar, atot puternicul patron, are să aleagă ca înlocuitor pe rei. Sau, poate la fel de bine, dacă e sănăzare, să angajeze un nou funcționar. Aici ai dreptate, nu e ușor pentru nimeni să ghicească hotărârea finală. Cu atât mai mult cu cât bietul de el e zguduit de moartea mamei sale. Își adora mama. Da, săracul, bătrânul orfanel, dacă mamele n-ar fi atât de egoiste și acaparatoare, nu și-ar îngădui să-și vadă băieții rămași burlaci după ce au depășit 40 de ani. Sigur, și mai cu seamă, nu și-ar îngădui să-i lase la moartea lor dezorientați și pierduți ca niște sugari abandonați pe treptele unei biserici. Terminați! Visez adesea să adopt un copil orfan. La 30 de ani poți să-ți fabrici singură copii, nu? Da, cu condiția să se merg cu Monic sau cu Elis, cu altele, numai cu mine nu. Da, da, mărită-te, dragă. Să mă mărit din nou? Firește, perspectiva nu e atât de neplăcută, dar știți și voi că nu sunt prea seducătoare, nu? Fizicistă vorbind, de-aia te-a părăsit și primul soț al minterii. Trebuie să recunosc că asta privindu-mă în oglindă în fiecare dimineață, Remo. Da, și te-ai resemnat trăind singură și liniștită. Ce? Ai închinat steagul? Dar tot te uiți la medicul de peste drum. Da, lasă că singurătatea și-o umple cu meze copioase și cu cinematografe. Cu prietenele ei din totdeauna, Adelaide, Caroline, și Diana. Și tot de celibatare ca și ea apreciază toate mâncărurile gustoase și îndelung dechisite. Dar la orțeia... Când ai început să te îngrași ca o gâscă îndopată, obișnuiai să te consolezi zicând: da, de acord, bineînțeles, e vizibil, dar în orice caz cântăresc mult mai puțin decât Adelaide și decât celelalte două, nu? Sunt foarte răi, toți trei. Cu toate astea, trebuie să recunosc că am luat 10 kg în foarte scurt timp, ceea ce mă face să nu mai pot folosi garderoba. Directorul. Mă duc eu la director. Am un sandwich, vrea cineva? Ai văzut, Monic? Avem aici un pachiderm de toată frumusețea care încearcă disperat să se îngrașe mai tare. Ia spune-mi, Titico, cum o mai duci cu anemia asta incurabilă? Ta-da! Domnul Frasar vrea să-ți vorbească, Marteia. Mie? E sigură? Pentru ce? Pentru ce? Înghite. De unde să știu eu? Mi-a dat pur și simplu ordin să te chem la el, na.
Bine. Ai grijă. Bine, bine, dar nu înțeleg ce treabă ar avea cu mine. Ei, poate că vrea să-ți anunțe intenția lui de a reduce personalul. Sau cine știe, poate că îi plac grăsanele gen Rubes. În cazul ăsta, să știi că s-a îndrăgostit de tine și nu-și mai poate împâna pasiunea! Directorul! I-ai spus? Da, domnule director, dar mănâncă. Vă rog să ieșiți 5 minute și să ne lăsați singuri. Da, sigur. E? M-ați chemat, domnule Froissart. Bună ziua, domnișoară Van Houten. Luați loc. Nu vă ridicați. Într-adevăr, vroiam să vă vorbesc. Am urmărit lucrările dumneavoastră din timpul săptămânii trecute. A, da? Și am făcut vreo greșeală? Dimpotrivă, domnișoară. Lucrați foarte îngrijit și vă felicit. Doresc să fiu drept cu salariații mei, să le dau tuturor aceleași șanse. Am făcut deci comparații între munca dumneavoastră și cea a colegilor dumneavoastră și rezultatul a fost evident. Trebuie să recunosc că dumneavoastră este net superioară, mult mai conștiincioasă și mai meticuloasă. Domnișoară, sunt un om căruia îi plac lucrurile bine făcute. Da. Deci în cunoștință de cauză am hotărât să vă ofer postul lăsat vacant de Geraldine. Bine, dar... Cunoașteți desigur condițiile. Veți primi cu 20% mai mult și veți lucra direct sub ordinele mele. Am oroare de frivolități la birou. Nu-mi plac femeile care își vopsesc părul, nu-mi plac bluzele indiene transparente și parfumurile care îți provoacă dureri de cap și pe care le folosesc din belșug colegele dumneavoastră. Așadar, domnișoară Van Houten, dacă sunteți de acord, chiar începând de mâine... Puteți exercita noua funcție. Cred că ar trebui să mutați masa lui Geraldine în biroul cel mic din stânga. Este gol. Va fi mai comod pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule director. Vă mulțumesc! Ei, hai, zi ce-a fost? Zi-mă, te-a pus pe liber? Nu. Nu? Din contră, mi-a propus să fiu noua lui secretară particulară. Iau locul lui Geraldine. Incredibil. Încă nu m-am dezmeticit, nu vine să cred, nu vine să cred. Nu se poate. Ba da, se poate. Îi plac bluzele imaculate. Poftim? Ce tot vorbește acolo? Vreau să spun paginile mele fără ștersături. E un om meticulos, mi-a spus să încep lucrul chiar de mâine și mă mut și cu biroul. Ce? Incredibil. Doctorul, nu-l vor mai vedea, ce păcat. Mă duc la director. Nu se poate. Grasa asta tâmpită o să-mi o plătească și încă scump, o să vedeți, păi se-mi suflă, ia mie postul de secretară și sub nas. Ce s-ar fi gândit? Nu că nu mă las, nu mă las nici mort, nici o să vadă ea cine e roi. Domnișoara Martea. Da, domnule director. Te-ai instalat bine? Da, mulțumesc. Alo, unde? La teatru. Nu, niciun caz. Permiți nicăieri. Pentru că ar fi total indecent. Te bineînțeles. Pentru că sunt în doliu. Dar ce altceva ar putea fi? Sigur că da. Sincer răspund, Lilian, nu mă ispitește. Nu. Rămâi aici. Regretezi, mulțumesc pentru invitație, ești foarte drăguță. Lilian, ascultă. Pentru un moment sunt un musafir absolut dezagreabil. Și ce să-ți mai spun? Ei bine, nu, îți spun că nu. Lilian, dragă, nu insista. Dar nu mă face să mă simt un bătăran sau un ingrat. E asta e. Pe curând. Domnișoară Van Houten. Da, domnule Froissart. Când această persoană o să mai telefoneze, să-i spuneți că nu sunt în birou. Da, bine, domnule Froissart. Ați notat comanda efectuată de societatea Tigaz pentru oglinzile de ascensor? Nu, domnule, nu mi-ați spus să... Nu face nimic. Scrieți acum. Da. Ce așteptați? Da. O, doamne, ce poate să mă doară cap? Nu vreți o aspirină? Am întotdeauna un tub în poșetă. Știți, în materie de migrenă, aspirina e suverană. Vă mulțumesc. Mă duc la mine în birou să o iau cu apă. Martea? Și Grigor, ce e acolo? O scrisoare. O scrisoare pentru dumneata. Pentru mine? Da, uite. Da, mulțumesc, da. Nimeni nu mi-a scris până acum la birou și nu recunosc scrisul ăsta mărunt și foarte strâns. Ia să vedem. Am plecat.
Da, da, bine, du-te. Dragă prietenă, îngăduiți-mi să mă adresez din capul locului astfel. De 2 ani, figura dumneavoastră a fost singurul șoc plăcut care m-a ajutat să îndur singurătatea marelui oraș în care nu cunoșteam aproape pe nimeni. De ce nu v-am mai văzut de o săptămână? Să nu râdeți de mine dacă am să vă mărturisesc că în fiecare zi așteptam cu o nespusă înfrigurare clipa în care veți zâmbi și veți trimite un salut de acolo de sus, de la fereastra dumneavoastră. Doctorul, iertați-mă că îndrăznesc să vă scriu și că vă scriu atât de deschis, dar sunt câteva luni de când încerc să aflu numele. Marteia Van Houten e un nume foarte frumos și mai ales deloc banal. Îmi place. Știți că într-o seară mi-am luat inima în dinți și v-am urmărit până acasă. Firește, având grijă să nu băgați de seamă. Sunt un om serios, dar sunt și foarte singur. Și mi-am găduința să revendic în gura mare, dar respectuos, salutul și surâsul dumneavoastră matinal. Mulțumesc că a anticipat vecinul dumneavoastră din față, doctorul Bastien Foucault. Doctorul Bastien Foucault, mi-au îngăduința să revendic salutul și surâsul dumneavoastră matinal. Marteia! Marteia, ce-i cu tine? Te simți bine? Da, vă asigur, domnule director, că mă simt mai bine ca oricând. Deci mă bucur pentru dumneavoastră. În schimb pe mine, o, doamne, am impresia că mă încearcă o gripă furisită. Domnișoară Van Houten, da. Mă îngrijorează cu fereastra aceea. Da, 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 fereastra. Mai aveți cumva, o aspirină? Ce? Cred că... Ce? O aspirină. Aspirină, ați spus. Da, da, bineînțeles, imediat. Ah, geanta. Stai să te ajut. Mulțumesc, domnule. Scuzați-mă, domnule, nu știu ce am azi, domnule. Poftiți aspirina. Sper să vă facă bine. E foarte gustoasă. Vreau să vă spun acum când... Nu mai am pe nimeni care să mă îngrijească. Vă dați seama? Trăiți singur? Da? Da, asta nu-i sănătos, domnule director. Am în serviciu o pereche soț și soție care pretind că au grijă de mine. Sunt bătrâni acum și eficacitatea lor lasă de dorit. Îmi sunt dragi. Domnișoară Van Houten, aș dori să studiem oferta societății de construcții ARC în legătură cu oglinzile pentru scări. Da. Vreau să-mi aduceți scrisorile lor la mine în birou. Imediat, domnule director. Doctorul! Ce faci, cerească și diafană, frumusețe! Saluți răsăritul soarelui? Ți-e sufletul plin de lumină? Ce m-ai speriat! A intrat la mine în birou ca o reptilă care se târăște. Nu-ți fie frică, grăsuțo, că nu te mănânc. Atâta că dacă ne bazăm pe cantitate și nu pe calitate, n-ar fi o masă, ci un banchet, grăsuța mea mică. Du-te, mă, în moașa ta! Ziua. Veniți pentru prima oară, nu-i așa? Da. Luați da. Loc, luați loc, vă rog. Vă rog frumos, da. Numele dumneavoastră, doamna? Marteia. Marteia Van Houten. TH? Van Houten. Da. Bun. Adresa dumneavoastră? În realitate, practic, locuiesc acolo. În față, vedeți? Nu. Fabrica de oglinzi, Froissart. În sfârșit, vreau să spun că acolo îmi petrec cea mai mare parte din viață. Vă să zic că suntem vecini. Nu mă miră. Aproape toată noua mea clientelă vine din vecinătate. No, e un cartier foarte simpatic. Da. Vârsta dumneavoastră? Ce? Vârsta dumneavoastră. Sunt obligat să notez pe fișa dumneavoastră clinică. Vârsta, vă rog. 30 de ani. 30 de ani, da? Un pahar cu apă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Stați. Ce, nu vă e bine? Stați. Așteptați, cred că e o indispoziție, o mică indispoziție. Stați. Dar dumneavoastră sunteți din calea afară de agitată, domnișoară Van Houten. Spuneți-mi, aveți des genul ăsta de indispoziție? Nu,
E prima oară. Va trebui să ne ocupăm serios de problema asta. Dumneavoastră, ăștia care mâncați mult, uitați totdeauna, iertați-mă că vă spun, dar uitați totdeauna că aveți o inimă și un ficat în clipa în care ele își manifestă profunda lor insatisfacție față de o bulimie care le surmenează, ele dor. Da, dor. Dar nu vă îngrijorați prea tare. La vârsta dumneavoastră vă dau cuvântul meu de onoare că sunt în măsură să vă fac nou-nouță. Acum, vorbiți-mi, vă rog, despre dumneavoastră, despre necazurile, despre neplăcerile dumneavoastră, da? Și vă rog cum să faceți un mic efort să-mi explicați pe îndelete ce nu merge. Vă rog să nu mi ascundeți nimic. Spuneți-mi sincer, cum ați ajuns să câștigați, dacă pot să mă exprim așa, toate kilogramele astea în plus? Bun, hai, domnișoare Van Houten, îi dăm drumul? Hai, vă rog. Dați-mi voie, dumneavoastră sunteți doctorul Faucon? Bastien Faucon? Da, bineînțeles, eu sunt Bastien Faucon, specialist în dietetică și nutriție, da. Să nu-mi spuneți că ați încurcat doctorul. Nu, numai că eu vă cunosc foarte bine. Adică vreau să spun mult. Mult? Din vedere. Eu sunt Martea Van Houten. Eu sunt cea pe care o salutați în fiecare dimineață, de nu mai știu când, prin fereastră. Asta vă spune ceva? Stai. Bun, acum înțeleg eu. Dumneata ești vecina mea de vis-a-vis. Bun. Cea care îmi dă zilnic bună dimineața. Bine, domnișoară Van Houten, cu atât mai mare plăcere o să mă ocup de cazul dumitale. Îți promit că te eliberez de grăsimea asta inutilă și disgrațioasă care strică silueta și care îți druncină nervii. Nu? Pentru asta sunt eu aici. Ca să te ajut. Surplusul de greutate exercită o influență nocivă asupra nervilor. Iar dumneata nu poți fi o excepție, fiindcă nu există excepții. Domnișoară Van Houten, te rog, să nu te simți nici jignită și nici revoltată de cele ce am să-ți spun. Dumneata suferi pur și simplu de ceea ce se numește în mod curent un complex de obezitate. Complex de obezitate? Da, de obezitate, vorbim, nu e o boală rușinoasă. Ai cel puțin 20 de kilograme în plus și încă sunt politicos. Dacă accepți să te conformezi cu strictețea instrucțiunilor mele, poți să le dai jos în 3 luni. Ești dispusă să lupți, domnișoară? De acord? E da sau nu? Da, da. Da, foarte bine. Bun, pilulele astea pe care le vei lua de 2 ori pe zi îți vor potoli setea de foame sălbatică, fiindcă în prima perioadă îți va fi inevitabil foame. Toți cei care suferă de bulimie și încep un regim pățesc la fel. Mulți nu rezistă. Și totuși aceste anorexiante pe care ți le-am prescris te vor ajuta. Te aștept săptămâna viitoare la aceeași oră, domnișoară Van Houten. Da? Bine? La revedere. Doctore! Da? Doctore, mi-ai scris cumva din întâmplare și câteva scrisori? Eu? Da, vreau să spun niște scrisori trimise la fabrica de oglinzi de peste drum. Fabrica de oglinzi? Da, o comandă pentru niște oglinzi. Mi-amintesc, mi se pare că un oarecare doctor Faucon. În sfârșit, dacă nu ești dumneata, nu ești dumneata. În fond, n-are nicio importanță, nu-i așa? Nu, îmi pare rău, nu sunt eu. Nu, eu nici nu pot să-mi îngădui fantezia atât de costisitoare pentru cabinetul ăsta. Îndată ce izbutesc să strâng ceva bani, îți promit că am să mă gândesc la treaba asta. La revedere! La revedere! Da. S-a sfârșit. Și eu care credeam. Scrisoarea aceea era de la Remoș, de la cele două cutre. E rușine să mă întorc la serviciu. Alo? Domnule Frasar? Da. Sunteți tot la pat și vă luptați cu gripa dumneavoastră invulnerabilă? Domnișoara Martea, mă văd nevoit să vă cer un serviciu. Nu se poate să lăsăm problemele nerezolvate toate. Știți contractele de cinema, știți la ce mă refer? Da, știu, e vorba de oglinzile acelea bizotate care trebuie puse în holul cinematografului. Da, trebuie de asemenea să încercăm să răspundem la o parte din scrisori, nu e așa? Și să studiem cu atenție deosebite devizele în legătură cu cofetăria Nouvelle. Știți ce vreau să spun? Ai fi foarte drăguță dacă ai pune toate hârtiile astea într-o servietă și ai veni până la mine. Ca să dăm drumul lucrărilor în curs, sunt dezolat că trebuie să mă chinuiesc așa, domnișoară Martea. O, Doamne, dar vă puteți da seama în ce stare sunt de când lâncezesc de o eternitate. Dacă ați putea lua de asemenea mașina portabilă, nu e așa? Vă aștept mai curând posibil, deoarece locuiesc destul de departe. Dacă ați putea lua un taxi în contul întreprinderii. Domnule Frasar, dar sunteți foarte bolnav.
Iertați-mă dacă mă bag unde nu fierbe oala, dar chiar nu aveți pe nimeni să se ocupe de dumneavoastră? Nu, bineînțeles că am servitoare. Dar au și ei gripă, ca în fiecare toamnă. Mă obligă să urc și să cobor de 10 ori pe zi, să le aduc lapte cald, tot felul de lucruri și așa mai departe. Bine, te aștept. Da. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, sunt secretara domnului Froasar. Am venit să lucrăm și îl găsesc foarte bolnav. Dar dumneavoastră chiar nu aveți grijă deloc de el? S-ar părea că și dumneavoastră sunteți bolnav. Bolnav, da, foarte bolnav. Auzi, ia leagă cățea. Aici pot să crap cu zile ca șobolanii, nimănui nu-i pasă. Asta e ognă curată, nu casă de ognă. Aia, Evariste, te bagi în vorba, s-a întrebat. După ce când nu poți să-ți fărăi un minut liniștită. Toată vremea am fost de ziarele în cap. Mă te apucă strechea și bagi cu pușca aia în podea din 5 în 5 minute. Pușca? Ce pușca? Pușca. Nu te speria, domnișoară, că nu e încărcată. Să vină domnul Froasar de jos, să-i care câte ceva de... Auzi, să nu-ți mai aud fleanca, tâmpitule, că te... Domnișoară, nu vă speriați că nu e încărcată. Sperie în vrăbile care vin la salată. Mă, fă bine și scoală-te, auzi? N-ai nimic, măgarule. N-ai nici pe dracu. Ăsta e adevărul. Când ai văzut că n-ai încotro și trebuie să pui osul la treabă, fiindcă uite că eu am căzut la pace, aoleu, nu mai pot nici eu, aoleu. Te-ai culcat și tu și ai făcut pe mort un păpușoi. Bun, gata, sus, în picioare imediat. Și din clipa asta ai să te ocupi de domnul care e bolnav cu adevărat, da? Așa, da. Să mă scol eu! Da, să te scol. În baraca asta toată lumea vrea să mă vadă pe nesălie. Nu mă scol! Nu mă scol nici mort! Dacă în 10 minute, Evaris, nu ești în picioare spălat și cuvincios îmbrăcat, o să râdem împreună când o să auzim salvarea. Dar văd că dumneavoastră chiar vă e rău. Aveți nevoie de ceva? Și-avea eu. Cum vă cheamă? Josette. Aș avea nevoie de puțin lapte. Pe mine știi că alcoolul nu mă încălzește, da? Dar nu vă bateți capul, domnișoară? Oricum mă simt mult mai bine. Bietul domnul ne-a îngrijit așa de bine, cu toate că tușea să-și dea sufletul. Am și remușcări, zău, și pe urmă sunt și pisicuțele, pisicile astea. Și cu pisicile, nu sunt curate? Cum să nu, da? Sunt o droaie, știți? Adică nu că nu le-aș iubi, dar mereu mă trezesc cu câte două, trei printre picioarele mele, că abia mă țin să nu cad, nu? Deci... asta nu mai e viață. Și pe urmă și domnul și-ar dori atât de mult un câine, unul mare, boxer, așa, sau danez, sau... Da. Bine. Vă închipuiți dumneavoastră ce-ar ieși de aici? Unde e camera dumnealui? Păi prima ușă din fața scării. Aș vrea să-i schimb cearșafurile. Bănuiesc că e cazul. Și pe urmă te rog să-l culci cu forță, da? Da, îl culc. Alo? Cabinetul doctorului Focom, bună ziua, vă ascult. Da, bună ziua. Aici Martea Van Houten. Spuneți. Am venit ieri după amiază și am uitat să achit onorariul doctorului. Am înțeles. Aș vrea să-mi spuneți cât vă datorez. Domnișoară Van Houten, da. Bun. Așteptați, vă rog, o clipă să-l întreb pe domnul doctor, bine? Da. Domnule doctor? Da. Domnișoară Van Houten la telefon. Da. Alo? Domnișoară Van Houten? Da, bună ziua. Bună ziua. Nu-ți poți imagina cât de fericit sunt că m-ai chemat. Tocmai vreau să te sun eu, da? Fiindcă am nevoie să discut cu dumneata despre ceva care te-ar putea interesa. Alo, m-auzi? Alo, domnișoară? Da, vă aud. Da. Este o idee care mi-a venit noaptea trecută, închipuieți. În legătură cu regimul dumitale, din care am putea trage și dumneata și eu un avantaj serios. Un avantaj? Da. Ce avantaj, Doamne Sfinte? Cum așa, pentru mine și pentru dumneavoastră? Da. Ce mai ești povestea asta?
Ar fi prea lung și prea complicat ca să-ți explic asta la telefon. Cred că ar fi mai nimerit să treci dumneata pe la cabinetul meu la aceeași oră ca ieri, dacă ești de acord. Într-un cuvânt, pot să spun că e vorba de o afacere, poftim. Afacere, domnișoară. O afacere, spuneți? Da. Bine, dar așa ceva nu e posibil. Ce afacere am putea face noi doi împreună? Fiindcă eu... Domnișoară... Spuneți-mi, vorbiți serios? Bineînțeles că vorbesc serios. Înțeleg, e firesc să fii puțin surprinsă, dar e vorba realmente de o afacere care s-ar putea dovedi foarte interesantă. O afacere în legătură cu tratamentul dumitale, bineînțeles, domnișoară. Bun, dar nu știu zău dacă am să pot veni. Știți, patronul meu e foarte bolnav, are o gripă urâtă. În cazul ăsta, domnișoară, dacă mă îngădui, am să trec eu acum pe la biroul dumitale. Întâmplător, sunt la ultimul meu client. Îți convine așa? A, da? Da. Asta e o idee formidabilă. Foarte bine. Știți, biroul meu nu e prea elegant, vă previn, dar cel puțin aici o să putem sta liniștiți de vorbă. Nicio problemă. Vă aștept aici, deci nu? Sigur că da. Vin imediat. Oglinda. Veneția 3x2, fabrica în mod frasar. La birou? Am auzit bine? A spus la birou? Bastien Foucault la mine la birou? Doamne Dumnezeule! Un vis, o ferie, o fascinație! Dumnezeule, ce satisfacție! Ce stupoare pentru cei trei! Vă rog pe toți trei să poftiți la mine în birou! Ne-ați chemat? Ne-ai chemat? Cum stați cu lucrările pe ziua de azi? Le-ați terminat? Eu mai am un contract. Eu am terminat. Bună ziua! Poftiți, intrați, vă rog! Ei sunt colaboratorii mei, doctore. Bastien. Monique, Raymond și Elise. Monique. Bastien. Da, Elise, încântată. Și acum, vă rog, dragilor, lăsați-ne puțin singuri. Dacă v-ați terminat lucrările, puteți pleca. Da? Da. La revedere, Marte. La revedere. L-ai văzut? El e doctorul de vis-a-vis. Mi se fâlfâie mie de el. La revedere, Marte. Stai, te rog, aici în fotoliu, în fața mea, doctore. Da, mulțumesc. Vă să zic că aici lucrezi. Da. Da. Știi, n-am fost niciodată în stare să mint, mai ales pe bolnavii mei. E cam sinistru biroul ăsta. Nu ți se pare? Și eu nu credeam că imobilele astea să fie atât de vechi și de... Mă rog, sigur, într-un anume sens, sunt spațioase, sunt destul de practice. Domnișoară? Domnișoară Van Houten? Da. Constat că ești un pic tulburată, să zicem, de vizita mea? Da. Da? De fapt, să știi că nici nu mă mir. E destul de curios să vii să consulți un doctor, să te pomenești a doua zi că te cheamă la telefon și că, în plus, respectivul doctor dă fugă la dumneata să-ți ceară un serviciu personal, nu? Da, cam așa e. Spune-mi, crezi că e neapărat necesar să rămânem aici? N-aș vrea să te jignez, dar biroul ăsta e cam sumbru, nu? Și cum patronul dumitale tot nu e aici, am putea eventual să găsim un loc ceva mai confortabil, ceva mai propice întrevederii noastre. De acord? Avem amândoi nevoie de puțin aer curat și motocicleta mea e jos, ne așteaptă, dacă n-ai nimic împotrivă. Motocicleta, ați spus motocicleta? Da. Am și o mașină pe care o cunoști desigur din vedere, dar asta e pentru ochii lumii, nu? Să nu creadă pacienții mei că merge prost. Nu pot să o sufăr, domnișoară. Ce zici? Să mergem să luăm un păhărel într-un loc plăcut? Eu după amiază splendidă. Da, așa, da. Eu după amiază splendidă. Nu e așa că am dreptate, nu? Iar biroul ăsta este mult prea serios ca să vorbim în el chestii atât de mondene și de frivole, cum ar fi, să spunem, televiziune, de pildă, nu crezi? Televiziune? Da. Ați pus televiziune? Da, sigur, da. Domnul Van Houten, ce vreau să vă spun? Că eu doresc să-ți vorbesc despre televiziune. În lung și în lat, dar
cu condiția să fim amândoi confortabili instalați într-un restaurant, la iarbă verde. Ce spune? Vreau, da, vreau, da. Vreau, dar văd că-i de ce vrei să mă răpești. Da, 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 e o răpire, da, o răpire după toate regulile artei, nu-i așa? Da. Ce vrei, sunt ridicol de sensibil la ambianță. Da, ai dreptate, ambianța asta sumbră nici mie nu-mi place, da. Să mergem. Domnișoară Van Houten, da. Eu am să-mi iau inima în dinți. De acord? De acord. Am nevoie de dumneata să mă ajuți, domnișoară. Eu? Da. Eu să mă ajut? E o glumă sau ce? Nu, nu e nicio glumă. De mai multă vreme îmi umblă prin cap o idee. Nu, te rog, ascultă-mă. Da. Aseară, chiar după ce ai plecat de la mine, mi s-a părut că în sfârșit am găsit o soluție. Poate totul depinde de dumneata și numai de dumneata. Vreau să spun... Sunt obligat, firește, să presupun că vei accepta propunerea mea. Vă ascult. Da. Am călătorit destul de mult și am avut norocul să pot schimba impresii cu cele mai mari somități ale dietetici. Afară de asta, am urmat timp de 6 luni cursuri la un sanatoriu elvețian, cu totul și cu totul ieșit din comun. Nu prea văd unde vreți să ajungeți. Stați un pic. Există în acest domeniu o sarcină enormă de realizat. Nouă, belgenilor, nu ne prea place să ne ocupăm de calorii, de vitamine. Bucătăria noastră e suculentă. Noi ne îndopăm cu unt, smântână și feculente. Băuturile noastre sunt grele și tari. Ne dăm în vânt după deserturi foarte dulci și ne place la nebunie carnea de porc, ce mai e. Pe scurt, ne sinucidem, așa cum îți spun. Am impresia că te plictisesc. Nu, nu, deloc, vai de mine, cum ați putea să mă plictisiți? E bine, imaginează-ți puțin ce-am ajunge să realizăm dacă femeile s-ar hotărâ să-și supravegheze hrana sub un strict control medical. Putem cataloga belgiencele printre cele mai frumoase femei din Europa, dar din păcate ele nu se îngrijesc. Nu e o crimă împotriva naturii. În plină tinerețe se pun pe îngrășat fără măcar să-și dea seama. Își irosesc darurile și își pierd din capul locului silueta și frumusețea. Să rezumăm. Am fost ales de către, să zicem, autoritățile competente să realizez la televiziune o campanie sanitară care va începe cu un ciclu publicitar asupra dieteticii. Este inutil să spun cât de importantă este treaba asta pentru mine și cât de mult aș vrea să fie o reușită totală, practic. M-am gândit la dumneata. La mine? Ce să fac eu? Da. Eu vreau să prezint... un caz la televiziune. Este cea mai bună publicitate, fiindcă nu se poate trișa. O clientă sănătoasă și tânără care dorește să dea jos 20 de kilograme în minimum de timp și care este dispusă să urmeze un regim riguros și să apară în fiecare săptămână în fața camerelor televiziunii. Hă? Pentru ca publicul să poată urmări cu proprii săi ochi progresele regimului. Ce spui? Doamne sfinte! Nu se poate, îmi cereți, aveți pretenția să mă exhibez în public ca un fenomen de bâlci? Ce fenomen de bâlci? No. Cum de, domnișoare? În niciun caz, nu lua așa. În Statele Unite și într-o mulțime de alte țări, emisiunile de genul ăsta au devenit de mult o modă. Și totodată cu clienții voluntari care nu încasează niciun ban și se mulțumesc doar să beneficieze de avantajele regimului. Dumneata, în schimb, vei primi o remunerație mai mult decât convenabilă. Ți-o spun la ureche. 200 pe săptămână. Ce? Pe săptămână. Iar în ce privește numărul săptămânilor. Ce? Am să încasez suma asta în fiecare săptămână? Da. E o glumă sinistră. Nu e o glumă. Iar sănătatea dumitale va beneficia de această experiență, ca să nu mai vorbesc de aparența dumitale fizică. Într-o lună vei fi de nerecunoscut, iar în două luni vei binecuvânta ziua în care ai intrat în cabinetul meu. Viața ți se va părea altfel. Va avea alte culori, îți va oferi alte perspective, pe scurt. Eu nu înțeleg de ce te îngrijorezi, eu nu înțeleg de ce eziți atât. Mi-e rușine, mi-e pur și simplu rușine. De ce nu-ți o rușine îngrozitoare. N-am să mai îndrăznesc să mă uit în ochii prietenilor mei după ce o să mă fac de râs în fața milioanelor de spectatori. Nu, doctore! Domnișoară, ești tânără. Nu există niciun motiv să nu devii o reală frumusețe. Ai trăsături regulate. Expresia feței dumitale este simpatică, este atrăgătoare. De îndată ce vei elimina toată grăsimea asta... Nu, doctore! Trăiesc foarte bine și foarte fericită așa învelită în grăsimea mea, cum zici dumneata.
Îmi ține de cald iarna, nu-mi strică nici vara, fiindcă nu plec niciodată, nicăieri. Și singurul costum de baie pe care l-am purtat în viața mea datează de acum un sfert de secol. Și această grăsime, doctore, am izbutit să-mi o fabric singură, înghițind o mulțime de lucruri plăcute. O prăjitură excelentă, necată în sos de ciocolată, o înghețată de fraci cu mult mai multă frișcă decât fraci, niște uriașe omlete cu brânză și jumări, o duzină de cârnați tăpăriți în muștar, cartofi prăjiți, prăjiți în grăsime de cal și de porc, spaghete bolonieze. Vrei să continui lista? Nu, riscăm să stăm până mâine dimineață. Ascultă-mă pe mine, doctore. Înțelege, pentru cei cărora viața nu le oferă alte atracții, a mâncat bine o plăcere divină. Și dacă mă lipsesc și de această singură plăcere, ce mai rămâne? Vrei să-mi spui, te rog? Nu din punct de vedere medical, ci omenesc. Îți mai rămâne viața, domnișoară. Și viața nu e puțin lucru. Mai ales atunci când ți se oferă cu bunăvoință și cu belșug. Îți mai rămâne uimirea și plăcerea de a te redescoperi pe dumneata însăți. Ești bine făcută, înțelege-mă. Ai putea fi seducătoare, domnișoară. Îți repet și am să-ți o repet până să-ți intre în cap. De fapt, ăsta este și motivul care a determinat alegerea mea, înțelegi? Alegerea mea. În fond, dacă vrei cu adevărat să slăbești, e firesc să fi venit la mine la consultație. Da. Altceva mie îmi scapă, nu înțeleg. Da, vreau. Vreau să slăbesc, e drept. Dar în același timp mi-e teamă să nu mă ridiculizez. Și pe urmă știu dinainte că nu voi avea, pur și simplu nu voi avea niciodată curajul necesar să mă supun unui regim adevărat. Ispitele sunt prea mari, n-am să izbutesc. Ba da. Vom lucra împreună atât cât va fi nevoie. Vei fi obligată să urmezi orbește instrucțiunile mele. E adevărat? Da? Fără nicio șovăială. Este de la sine înțeles că nu voi înceta nicio clipă să te supraveghez îndeaproape. Cunosc prea bine. Obezele, nu? Pe scurt, o să semnăm un contract, nu-i așa? Nu știu ce să zic. Îți dai seama, nu-i așa, că nu e ceva foarte complicat. Bun. Evident că n-am dreptul să te forțez să primești, de altfel nici nu vreau să te forțez. Gândește-te în liniște și îmi dai un răspuns mâine, da? Bun, și ca să fiu sincer până la capăt, trebuie să-ți mărturisesc că ceea ce m-a împins să te aleg pe dumneata a fost o simpatie spontană. Da. A fost o simpatie spontană. Și vorbesc cât se poate de serios. Când mi-ai spus că dumneata erai cea care mă salutase de atâtea ori la fereastră, e nostim. Da, e chiar foarte nostim. Nostim? Da. Micul nostru salut matinal la fereastră. Uite, am să-ți mărturisesc ceva. În prima zi când m-am instalat în acest apartament, deschizând fereastra, te-am văzut. Abia-ți distingeam figura, dar mi s-a părut că îmi zâmbești și m-am gândit că era un semn de bun augur. Iar mai târziu am avut superstiția să cred că simplul fapt de a te saluta îmi purta noroc. Știi că s-a întâmplat același lucru, îți jur. Colegii mei de la birou își băteau joc de mine, da? Da? Bine, cine știe? Marteia van Houten. Dacă în fond destinul nu s-a folosit pur și simplu de surâsurile noastre reciproce ca să ne reunească la un moment dat, să ne ofere prilejul de a pecetlui un acord și de a obține un mic triumf împreună. Nu s-a gândit rău. În fond, da, cine știe. Da, te rețin, s-a făcut târziu. Cred că ar trebui să plecăm, nu-i așa? Da. Eu plec cu speranța că mâine îmi vei comunica un răspuns afirmativ. Sau, prefer să te chem eu? La 5? Îți convine la 5? Da, la ora 5, de acord. La 5. Da. La revedere și mulțumesc. La revedere. Dacă vrei, te conduc acasă cu motocicleta. Da, mulțumesc. Motocicleta e o chestie formidabilă. Da, păi și iubitei mele îi place motocicleta la nebunie. Cred că și la însurătoare voi merge cu motocicleta. Te însori, doctore? Da. De fapt, Martea, eu sunt logodit. E o fată nemaipomenită. E un adevărat boboc de trandafir.
E mai sportivă decât mine, știi? Da, dar e și place motocicleta. Da. Da, da, e un boboc de trandafir în toată puterea cuvântului. Ți-am adus secretara. Să știi că dacă nu o supraveghezi îndeaproape, o să-ți o fure altul. Parol! Toată lumea vrea să-i fie prezentată. E foarte periculos, bătrân, ce-o spune prietenul tău. Și n-ai să mai găsești niciodată una la fel. Ea e perla perlelor, regina secretarelor, tu ești. Vreau să o fac pe nevastă mea să crape de gelozie, flirtând cu dumneata. Martina! Ușor, doctore, ușor, doctore Levon, că se supără cu dumneata dumneavoastră. Cine? Prăjina mare și blondă care își bagă nasul peste tot, Lilian, cumnată mea. Pe ea, de fapt, o cheamă Annie. Dar nu-i place Annie. Zice că e banal. Preferă să spună Lilian. Mă rog, Annie sau altfel. Lilian, da, da. Principalul e că e leșinată după el. Iertați-mă, dar dacă e aceeași Lilian care telefonează la biroul domnului Froissart, cred că nu merită să se deranjeze. Mi-e teamă că nu-i nicio speranță. Mi-a dat ordin formal să spun că nu e acolo ori de câte ori îl va chema. Păi, ce-ți spuneam eu? Ce-ți spuneam? Începe să o ia raznă. Annie, mă rog, sau Lilian. Îmi place mult, dar se ascunde de lume. Mă rog, în sfârșit, împreună vom izbuti să câștigăm terenul încetul cu încet. Important pentru moment e că s-a însănătoșit, nu? După aia o să avem noi grijă să aranjăm înaintea lui un teren verde, da, plin cu alei de da, doctore. Bun, atunci... Dragii mei, distracție plăcută, domnișoară, distracție plăcută. Mulțumesc, doctore. Să-l orientați bine pe scumpul și marele nostru amic. În sfârșit, ești aici, Martea. Da. Dacă ai ști câtă plăcere, n-ai băut nimic. Dar ce ți s-a întâmplat? Ești foarte schimbată. Schimbată eu? În ce sens? Sincer să fiu, nu știu. Cum să-ți explic? Ai o înfățișare mai mulțumită, mai veselă. Și păreai slăbit atât de mult. Ai fost cumva bolnavă? Am slăbit din adins, am ținut un regim foarte strict. Aveam o mulțime de kilograme în plus. Hai să nu exagerăm. Ai fost foarte bine întotdeauna. Poți să-ți ofer un par de șampanie? Da. Mulțumesc că am pierdut obișnuința și... Ocupă totuși. Ești foarte elegantă în seara asta. E curios că îmi spuneți asta tocmai astă seară, domnule, fiindcă nu port totuși nicio bluză albă și imaculată. Bluzele albe îți vin foarte bine, e adevărat, dar constat că rochile negre, foarte simple și care au stil, îți vin și mai bine. Mulțumesc! Doamne, mi se învârte capul, n-am mai văzut niciodată atâta lume adunată într-un singur loc. Îți dai seama că e de-a dreptul un grozitor, Martea. Și nu cunosc pe nimeni în casa asta. Toți sunt prietenii Aniei. Mă rog, în sfârșit, al Lilianei. Și asta se cheamă petrecere pentru însănătoșirea mea. Și eu ce pot să fac în toată treaba asta? Puteți să le dați de băut și de mâncat până se satură. De altfel și faceți, domnule. Lașitatea nu are leac. Nu prea e drăguț ce ai spus acum, Martea. Dar am impresia că, din păcate, ai dreptate. Data viitoare, vreau să spun pe viitor, ar fi poate mai înțelept să vă ajut eu să vă organizați petrecerile. Ia. Prietenul dumitale s-a resemnat să te piardă. Prietenul meu? Care prieten? Cum care? Ce cu care aveai întâlnire? Un simplu prieten, nimic mai mult. Un prieten care era logodit de când lumea cu un boboc de trandafir. Un boboc de trandafir, Dumnezeule mare.
pare rău că vă deranjez turturele lor, dar toți prietenii mei încearcă să mă mituiască, doar o să le fac cunoștință cu Marteia. E, n-am încotro. Hai, apropiați-vă, domnilor. Hai, Jeanne, George, apropiați-vă, intrarea-i liberă. Apropiați-vă și luați domnișoara la dans. Îmi pare bine, Marteia. Îmi pare bine? George. Poate că o să-și dansăm, cine știe. Domnilor, vă rog, o clipă. Fetițo, am descoperit în sfârșit cine ești cu adevărat. De când ne-am cunoscut, tot încerc să-mi amintesc unde am mai văzut eu frumosul dumitale chip. Acum știu! Dumneata ești obeza de la televiziune. Cine? Ea e subțire, cum puteți spune asta? Nu, hai de mine, nu vă înșelați, vreți să spuneți? Ei, da, dragă, această nouă vedetă a ecranului sunt eu. Da, eu sunt. Așa e, ai dreptate, Lilian, Dumnezeule mare. Dar ea e, ce experiență curioasă, desigur, tinerelul ăla, Focon, mi se pare că-l cheamă, umbla să-și facă o reclamă deșanțată, dar... Da ce? Am slăbit, dar urba. Da, în privința asta nu mai e nicio îndoială. Acest tânăr medic este un as în specialitatea lui. Vai, dar ce am putut să ne distrăm, prietenii mei și cu mine, la emisiunea asta ridicolă. Parcă eram la bulci, parol. Da. Păcat, foarte păcat. După umila mea părere, ar fi fost în câștig dacă râdeați mai puțin și ținați regimul vreo 2 săptămâni. Eu? Sunt grasă eu? Nu, e stupidă. De când nu ți-ai mai măsurat turul șoldurilor, domnișoară? Trebuie să fie cam multișor de atunci. Vai. Ce? Dar e ridicol. Pe mine toată lumea mă asigură că e perfect. Și toată lumea te minte de la obraz. Am impresia, fetițo, că slăbitul dumitale Fulger ți-a slăbit și ți-a tulburat și vederea. Se poate. Poftim, am să iau un sandwich cu igle negre ca să mă fortific. Îmi dai voi să trec? Foarte bine! Du-te, hai, mănâncă, înghite, pune repede la loc toate kilogramele. Este inevitabil când ești grasă din naștere. Exact așa una din prietenele mele. Nimic, dar nimic din ce s-ar fi putut întâmpla prietenelor dumitale nu mă va mira vreodată. Nu ți se pare că ești cam obraznică pentru o secretară? Secretara cui? Nu a dumitale în tot cazul. Ești ca și cum ai fi. Și am impresia că nu o să te mai lăfăi prea mult în postul ăsta, Edmond? Da, Lilian! Pot să-ți garantesc chiar, fetițo. Nimeni nu poate prevedea viitorul, sunt asigurat. Oh, contra incendiilor? Și contra viperelor. Iartă-mă, dar pasionanta dumitale conversație îmi dă amețeli. Mă duc să iau puțin aer, pe curând. Nu așa de repede, dactilografă televizată ce ești. Știi că ai început să mă cam calci pe bătături? Și tu, prăjină oxigenată, îmi umbli cam tare pe sistemul nervos. Dă-te la o parte până nu mi-aduc aminte că am făcut karate. Stai! Kellner, ocupă de șampanie. Poftim, când ești bețivă, trebuie să mergi întotdeauna până la capăt. Este mai hazos pentru întreaga societate. Ce mai aștepți? Mă ții de o oră cu brațul întins. Dacă mă încăpățânesc să-ți ofer o cupă de șampanie, este pentru că eu sunt bine crescută și pentru că tu nu ai ocazia să bei în fiecare zi cu salariul dumitale de mizerie. Mulțumesc, dă-o tu! Ești nebună, nu se poate! Dă-mi și-o rețel imediat! Nebună, pleacă de aici! Ce se întâmplă? E fenomenal! Fărmitoare! Gata. În sfârșit s-a terminat. Să dau drumul la televizor. În sfârșit m-am liniștit din toate punctele de vedere. Nu mai e nici dezordine, nici balamuc în perspectivă. A fost o săptămână de nebunie totală. Nu știu, îmi închipuiam așa ca o căsătorie, întotdeauna mai mult sau mai puțin feerică. Dar de unde? E îngrozitor. N-aș mai lua-o niciodată de la capăt. Speri și eu. Auzi vorba, în tot cazul e sigur că nu toate căsătorile au fost așa cum a fost a noastră. Ultra rapidă și supersonică. În 10 zile totul a fost pus la punct. Tu crezi că așa se petrece în mod obișnuit? Nu știu. Intră. Permiteți? V-au plăcut cornulețele? Ați reușit să tăiați tortul, domnișoară Marteia? Of, doamnă Marteia, mă scuzați. Stai, Luisa, gust. Sunt delicioase, bravo. Mulțumesc. Luisa, ești o fată foarte îngrijită și pricepută. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, eu mă retrag. Mulțumesc că m-ai scăpat de servitorii aia doi.
Au plecat singuri, au spus că și-au făcut tot pe mână, așa că ducă-se. Nu, domnișoară Hales, dacă vei urma cu strictețe sfaturile mele și dacă te vei ține cu dinții de regimul prescris, ce vei deveni o femeie frumoasă și perfect sănătoasă. Emisiunea faimoasă. Blestemata emisiune. Când te gândești că asemenea indivizi pot să trăiască din asta? Că să plătiți cu bani grei ca să-i atragă pe bieții nătărăi? Te apucă plânsul sau mai degrabă râsul? Uite-te la nefericitul ăsta care se zbate ca un diavol ca să ne facă să credem că o să o transforme pe beata nemâncată într-o stea hollywoodiană. Dar eu nu-l găsesc că spectacolul e aproape dureros. Dar cum pot exista oameni atât de naivi ca să se complacă în circul ăsta penibil și să mai și creadă pe deasupra? Nu te mai uita! Uită-te la mine! Între noi fie zis, Edmond, nu cred că doctorul ăsta e un șarlatan. Izbutește să insufle clientelor lui un fel de credință, nu? Ce? Și atunci când crezi în ceva, e bine cunoscut că poți reuși orice, chiar imposibilul. Sunt sigură că va transforma obiectul ăsta sfrijit într-o femeie, dacă nu fericită, măcar aproape normală. E totuși o mică victorie asupra vieții, nu crezi? Presupun că e o biată fată săracă, fără relații, fără dragoste și fără iluzii, nu? Păi se pare că printre asta își alege clientele. Și cum i-are impresia că nu mai are niciun motiv de a trăi, nici de a supraviețui, puțin îi pasă ce face, chiar dacă ceea ce face poate să pară grotesc în ochii unora. Tipul ăsta îi oferă o șansă. Dacă ea se agață, cu atât mai bine pentru ea. Marte, e drăguț din partea ta că te gândești ca întotdeauna la toți dezmoșteniții soartei, că încerci să te pui în pielea lor ca să-i înțelegi. Dar eu am nevoie de o femeie puternică și hotărâtă, atât la birou, cât și în viață. Nu e cazul să încep de pe acum cu operele de caritate, crede-mă! Hai să trecem pe alt canal, sau să stingem această mașină infernală. Ca și băiețel, boxerul pe care mi-ai făcut cadou, nu pot să veni televizorul! Cred că ar fi mai bine să ne cumpărăm un magnetoscop. Bietul om, îl avea dreptate. Alege ce vrei, când vrei și nu dai socoteală nimănui. Și scap de bâlciurile astea pseudoștiințifice. Ești de acord? De acord, uite-l închid. Îmi plac vasele pline cu flori de toamnă și căminul în care arde focul tosnind. Oglinzile astea mă obsedează. Martea Ex Van Houten, de azi înainte Froasar. N-am nimic dintr-un boboc de trandafir. Ce tot spui acolo? Spuneam că nu-mi plac trandafirii. Da, bobocii de trandafir se deschid rare ori, știi? De obicei se o filesc înainte, pe când o anemonă. O anemonă desfăcută e... altceva, e superbă! Ați ascultat O aspirină pentru doi de Marica Beligan. Dramatizare radiofonică de Ion Gheorghe Arcurdeanu după romanul cu același titlu. Distribuția a fost următoarea: Martea, Lamia Beligan, Edmond Froissart, Dana Știlean, Doctorul Faucon, Mircea Rusu, Lilian, Monica Davidescu, Evarist, Mihai Constantin, Josef, Julieta Strâmbeanu, Monic, Cornelia Pavlovici, Eliz, Carmen Palcu, Raymond, Alexandru Bindea, Gregoar, Ion Arcudeanu, Doctorul Lowell, Sorin Gheorghiu, Luiz, Corina Dragomir, Un Kellner, Gheorghe Pufulete, redactor Costin Tuchilă, producător Vasile Manta, regia de montaj Bogdan Golovei și Robert Vasiliță, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Cristian Munteanu.